vedere această discuție. Iar provocarea se rezumă la simplul fapt că, într-un timp destul de scurt, zic eu, trebuie să discut despre motivație și să vă fac pe voi să înțelegeți care sunt acele strategii pe care le puteți aplica atât pe plan individual, cât și în afacerea pe care o dezvoltați, astfel încât să aveți succes și să depășiți acele momente, să spunem, de instabilitate în care toată lumea este demotivată și nu știm exact ce să facem pentru a merge mai departe. Motivul pentru care sunt aici este acela de a vă face pe voi să vă dați seama care sunt motivațiile care v-au adus până astăzi, în momentul de față, de ce faceți ceea ce faceți. Sunt curioasă, printre voi sunt persoane care de 5-10 ani fac același lucru pe care și l-au propus? Aș dori să ridicați mâna. Foarte bine, vă felicit. Înseamnă că ați găsit acele strategii care să vă facă să mergeți mai departe în demersul vostru. Bun. O să vă invit în această zi să facem un exercițiu și anume acela de a vă gândi ceea ce ați făcut până acum din două motive. Unu, de a contribui mai departe în ceea ce faceți și de a avansa. Și doi, de a găsi acea modalitate de a folosi la maxim interacțiunea cu ceilalți. Bun, cum a spus și Cristi, numele meu este Irina Cristescu, sunt de profesie sociolog. Mă regăsesc foarte bine în ceea ce a spus Einstein și mai am chiar câteva lucruri de adăugat. Și anume faptul că mă motivează competiția, mă motivează obstacolele și doresc de fiecare dată să le depășesc și sper că acest lucru să fie valabil și în cazul vostru. Și acestea fiind spuse, să începem. Câți dintre voi faceți ceea ce vă place? Bun. Care este motivul pentru care credeți că faceți aceste lucruri? Și chiar aș dori să fiu interactiv. Bucuria de a dori. Bun. Alt motiv. Da? Foarte bine. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că ceea ce facem în fiecare zi conduce la rezultatele pe care le avem. Practic, toate gândurile pe care le avem noi determină acțiunile pe care le facem, comportamentele, în sensul a ceea ce dorim să îndeplinim. M-am amuzat foarte tare, știu că am auzit la un moment dat o persoană care a spus ceva în genul: dragă, până și topurile mele au niște aspirații mai înalte decât tine. Inițial am zâmbit și am spus, dumne, o replică destul de tăioasă. Însă dacă stai și te gândești puțin și citești printre rânduri, cred că esența ar fi următoarea. Și anume, să te gândești de fiecare dată, să te autodepășești. Cu cât țintești mai sus, cu atât rezultatele vor fi în acord cu ceea ce faci. Cu cât țintești că trebuie prioritate, cu atât rezultatele vor fi în acord cu acea mediocritate. Deci nu trebuie să fim surprinși de ceea ce se întâmplă. Astfel încât vă propun următorul lucru. Să vă gândiți că sunteți cei mai buni în ceea ce faceți și acest lucru veți reuși să faceți. Într-adevăr, la un moment dat s-ar putea să spuneți, bine, bine, hai, gândirea asta pozitivă, am tot auzit-o, deja suntem săturați, gândesc pozitiv, dar trebuie neapărat să mi se întâmple. Da, pentru că în momentul în care gândești pozitiv, nu le-aș doar în planul gândirii pozitive, mi-aș dori să, ce bine ar fi dacă aș face. Treci și la acțiune. Și acest lucru înseamnă că din start îți schimbi atitudinea, îți schimbi comportamentul, astfel încât să adopți acea poziție de om câștigător, de om de succes. O să vreau să vă rămână foarte bine în minte această imagine pe care eu am considerat-o ca fiind sugestivă, spun eu. Și să țineți minte un lucru. Nimic din ceea ce vă propuneți nu este imposibil. Și chiar aș dori să facem exercițiul acesta acum împreună, să repetăm o dată toți în cor și să spunem: nimic din ceea ce fac nu este imposibil de realizat. Nimic din ceea ce fac nu este imposibil de realizat. Acum mi se poate părea așa un exercițiu de haide, are o prezentare, vrea să pare să fie ceva interesant. Eu sunt de părere că dacă veți face acest lucru de fiecare dată, când simțiți că poate trebuie să renunțați la visul vostru, dacă duplați această frază de acțiunile pe care le faceți pentru a dobândi ceea ce vreți să faceți, veți căpăta mai multă încredere în voi. Pentru că autosugestia și autodepășirea obstacolilor înseamnă să reușești să faci ceea ce ți-ai propus. Bun. De ajuns cu introducerea, să nu fie prea lungă,
stabilit un vis, aveți un plan de acțiune. Ce faceți? Haideți să schițăm puțin pe scurt acest lucru. Începeți în primul rând cu sfârșitul. Și aici la ce mă refer? Odată ce știți ceea ce vreți să faceți, încercați să intuiți acele modalități de a ajunge la rezultatul final. Lăsând această idee să lucreze în subconștient, în mintea voastră, nu faceți decât, să spunem așa, să dospiți acea idee, acele strategii care vă vor ajuta să vă îndepliniți planul, visurile, afacerea sau indiferent ceea ce doriți să faceți. Un al doilea principiu la fel de important este acela că ești un om foarte câștigat dacă știi ceea ce știi și ceea ce nu știi să faci. Dacă știi ce resurse ai la îndemână și le identifici și pe cele pe care nu le ai, ești un om câștigat pentru că vei ști ce strategie să dezvolți atunci când ești în un impas și vei ști ce strategie îți lipsește și cum o poți achiziționa astfel încât să fie un plus pentru afacerea ta sau pentru planul tău pe care vrei să-ți îl îndeplinești. Știți că se spune foarte mult că nu e bine de fiecare dată să reinventezi roata, ci trebuie să te folosești de lucrurile care deja există. Cred că în ceea ce faceți, mulți dintre voi ați observat că nu sunteți singuri. Nu este nimic nou, da? Vă spun și vă îndemn, mai bine formulat, să vă înconjurați cu acele persoane care știu mult mai multe lucruri despre ceea ce fac decât voi. Întrucât veți lua un puls foarte clar a ceea ce știți, nivelul la care vă situați și ceea ce puteți să îmbunătățiți în ceea ce faceți. Deci nu reinventați de fiecare dată roata. Încercați să găsiți acele strategii care să pună foarte bine în valoare ceea ce faceți voi. Marșați pe ceea ce este nou, inventiv, chiar dacă acest lucru înseamnă preluarea unor lucruri deja existente. E, aici la un capitol la care cred că iar ne-am regăsit cu toții, dacă nu odată poate și de mai multe ori în viața noastră. Câți dintre noi ne-am simțit la un moment dat dezorientați, confuzi, deziluzionați și eram în pragul de a spune gata, eu nu mai fac, mă reprofilez, găsesc altceva, ne-ai sutiutit la maxim. Există astfel de persoane în sală? Bun. Și ce ați făcut în aceste momente? Am o întrebare. Ați renunțat sau ați continuat? Depinde. Hai, bun. Dar bănuiesc că fiecare dintre voi, la un moment dat, s-a gândit că trebuie să-și transforme punctele slabe în puncte tari. Ați făcut acest lucru? Da. Sunt sigură că da, că ați găsit acele strategii. Da. Pentru că este foarte ușor să renunți la un proiect și să începi foarte multe altele. Însă acest lucru nu-ți va da satisfacția pe viitor. Nu vei simți că ai îndeplinit ceva și că l-ai dus până la capăt. Așa că vă îndemn să vă identificați care sunt punctele slabe și să le transformați în puncte tari. Bun. Am vorbit mai devreme de faptul că este foarte important să fii înconjurat de persoane care știu mult mai multe despre lucruri pe care îl faci tu. Vă îndemn să creați și parteneriate, să încercați să discutați cu acele persoane, să vedeți care sunt punctele comune pe care le aveți de interes și cum vă puteți ajuta reciproc în ceea ce faceți. Contează foarte mult acest lucru. Succesul nu apare dintr-o dată. Succesul nu este așa o rețetă pe care o pui ca la Dr. Oetker, o lași puțin la cuptor și ai și scris mare succes pe plan național sau internațional. Sunt pași pe care îi faci zi de zi, sunt lucruri pe care, chiar dacă de multe ori par mărunte, înseamnă o evoluție în ceea ce faci și atunci te vor conduce spre acel succes pe care ți l-ai imaginat. Dar, într-adevăr, coroborat cu perseverență, cu voință, cu strategii pe care ți le găsești în acest sens. Un alt aspect important, tot din viziunea aceasta generală, este să fim conștienți de faptul că a te implica și a te dedica unui proiect înseamnă să te implici fizic, psihic și financiar. Identificați cât de tari sunt aceste puncte ale voastre și încercați să fie toate la același nivel, astfel încât resursele de care dispuneți să poate fi corect antrenate în ceea ce faceți. Bun. Aceasta a fost privirea de ansamblu, ca să sintetizez. Da, avem visul, ne putem gândi cum am putea îmbrăca acest schelet în ceea ce înseamnă îmbrăcarea lui. Cred că am repetat. Ceea ce înseamnă conturarea lui. Și provocarea începe aici. De ce? Pentru că nu este de ajuns să-ți dorești ceva, trebuie foarte mult să fii motivat. Nu este de ajuns să fii motivat, este de ajuns să știi să te motivezi în condițiile în care nu vei mai fi motivat. Voi vorbi în paralel, pentru că ne
ce facem noi, dar poate între voi sunt persoane care au deja o afacere, care lucrează deja într-o echipă și sunt interesate și de cum își pot motiva persoanele cu care lucrează în ceea ce fac și cum le pot ajuta să depășească acele momente mai puțin bune. Așadar, lansez cele două provocări inițiale. Știi ce te motivează și știi ce motivează pe ceilalți. Bun. Există niște legi ale motivației în această perspectivă și aș dori să gândim puțin analogic. În biologie, știi foarte bine că ADN-ul biologic este alcătuit din gene individuale care sunt conectate între ele. Sunteți de acord cu aici, da? Bun. ADN-ul motivațional, pentru că putem vorbi despre el aici, intervine analogia, este și el alcătuit din trei elemente foarte importante. Și anume impulsuri, recompense și nevoi, despre care vom discuta puțin mai încolo. Ceea ce este demn de reținut este faptul că fiecare individ deține un anumit tip de motivație care este unic și o anumită strategie de motivație unică ce îi corespunde. Astfel încât ceea ce mă motivează pe mine s-ar putea să nu vă motiveze pe voi în ceea ce faceți. Strategia pe care mi-o aplic mie nu trebuie să fie neapărat valabilă în cazul vostru. Nu vreau să spun aici faptul că tipurile motivaționale se împart în două categorii. Una mai bună, alta mai puțin bună. Deloc. Ceea ce vreau să spun este că fiecare este important în parte, însă măestria este aceea de a descoperi care tip motivațional este, care strategie motivațională este în acord cu fiecare tip motivațional pe care fiecare dintre noi îl avem sau pe care îl dețin ceilalți. Bun. Aminteam mai devreme de impulsuri, nevoi, recompense. Cred că fiecare dintre noi dorim să ne plasăm într-o zonă de succes. Să o descoperim și să rămânem în acea zonă de succes, să nu mai părăsim niciodată. În cadrul motivației, această zonă de succes, cum spuneam, se află la intersecția impulsurilor, nevoilor și recompenselor. Țineți minte un singur lucru însă. Starea de succes și de eșec nu sunt două stări care să ne caracterizeze permanent, ci caracterizează un anumit context. A rămâne mereu un vârf, a fi mereu de succes, presupune adoptarea un anumit comportament în acord cu acest lucru. Astfel încât fiecare dintre noi avem nevoie de anumite impulsuri care trebuie să fie îndeplinite, de anumite nevoi și anumite recompense. Unii dintre noi, în momentul în care realizăm o sarcină, ne centrăm foarte bine asupra ei. Alții dintre noi ne centrăm asupra relațiilor pe care le dezvoltăm cu ceilalți. Deci avem unii dintre noi parte de impulsuri de productivitate, alții de impulsuri de conectare. Mulți dintre noi, în momentul în care îndeplinim o acțiune, simțim nevoia de stabilitate, de durabilitate. Și lucrul ăsta se întâmplă și la locul de muncă. Alții dintre noi simțim nevoia de schimbare, să fim implicați în mult mai multe proiecte. Deci avem nevoie, avem fie nevoie de stabilitate, fie nevoie de varietate. Și în ultimul rând, fiecare dintre noi simțim nevoia să fim recompensați. Această recompensă pentru unii se manifestă ca o apreciere în cadrul serviciului, fără bonus financiar, pentru alții cu bonus financiar și cu o oarecare validare publică. Simți nevoia să spui că totul este, să ți se spună că ești bun. Bun. Având în vedere acestea, provocarea continuă și voi încerca să fiu cât mai scurtă pentru că deja Cristi mi-a arătat așa subtil ceasul. Știi cum să-ți menții motivația, știi cum să-i menții pe ceilalți. Să-i menții motivația celorlalți. Având în vedere cele pe care mi-am spus mai devreme, și anume nevoia de nevoile, impulsurile și recompensele, s-a făcut un studiu psihosociologic care a durat cam 10 ani de zile, în care rezultatul acestuia fiind cele 6 tipuri motivaționale pe care fiecare dintre noi ne putem reflecta, și anume producător, conector, stabilizator, variabil intern și extern. De ce contează această categorie, această ierarhizare? Pentru că știind cum funcționează un producător, un conector, un stabilizator, etc., vom ști ce strategie motivațională să dezvoltăm în acord cu fiecare tip motivațional. Și să dau un exemplu în acest sens. Producătorul, cum am spus mai devreme, este o persoană care este centrată pe sarcina pe care o face. Este o persoană care dorește să dețină controlul, care dorește să aibă libertate de a alege modul în care să-și îndeplinească sarcina. Ca și conducător de echipă, ca manager, ca lider de echipă, da? Ce vei face în momentul în care o persoană de tip producător trebuie pusă la teacă?
niciodată nu o vei asocia cu un variabil, spre exemplu. Variabilul este cel care dorește să fie implicat în mai multe proiecte, cel care dorește să lucreze în paralel la ele, nu se axează niciodată pe o singură sarcină, ci balează. Asociind un producător cu un variabil, în momentele de criză niciodată nu vei avea o șansă de reușită. Un tandem foarte bun ar fi producătorul cu stabilizatorul. Pentru că stabilizatorul este cel care, pe lângă ceea ce face producătorul, este să intre mult mai mult în profunzime, este cel care se întreabă mereu de ce trebuie să fac și cum pot face o anumită acțiune. Acestea fiind spuse, sperând că am creionat cât de cât portret legat despre motivație, vă doresc baftă în ceea ce întreprindeți și, de ce nu, să auzim de bine în ceea ce faceți și să împărtășim, poate, pe viitor strategiile voastre de